Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Cinstiți părinți din pe ora slujitor, iubiți miri, distinși nași, iubiți credincioși și mutași. Suntem într-o perioadă aleasă, pentru că o prăznuim pe Maica Domnului. Am început astăzi, continuăm mâine de plin și apoi încă o săptămână. Pentru că praznic mare este nașterea Maicii Domnului. Și atunci momentul de acum, cu atât mai mult, pentru că nimic nu este întâmplător. Toate Dumnezeu le pronunțează cu o anumită logică în care trebuie să intrăm și noi. Astfel încât să împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră. Aflăm din Evanghelia care s-a citit la taina cununiei că Maica Domnului este un necesar în viața omului. Dacă la nunta din Cana Galilei, Maica Domnului, la îndemnul ei, s-a rezolvat problema materială, care ascundea o problemă duhovnicească, înseamnă că mai ales în viața de familie, dar și în viața personală, și în viața noastră a tuturor, avem nevoie de Maica Domnului. Ca ea să sesizeze imediat problemele noastre și să le înfățișeze Fiului ei cel iubit, Domnului nostru Iisus Hristos. Și El să le rezolve, pentru că este Dumnezeu. În viața noastră de multe ori ajungem la impas, considerând că nu putem depăși, că nu putem face imposibilul posibil. Însă Dumnezeu poate să facă și imposibilul posibil, dar conluptând cu noi, pentru că El nu trece peste voia noastră. Însă Maica Domnului are un mesaj de transmis pentru noi toți. În Evanghelia de la slujba cununiei am auzit îndemnul să faceți tot ceea ce vă va spune El. Și o spunea în cunoștință de cauză, pentru că Maica Domnului, precum spunea la hramul de la Mănăstirea Nicula, este modelul desăvârșit de ascultare. E ascultat de Dumnezeu, astfel încât l-a întrupat pe Fiul Său. Dar l-a ascultat și pe Fiul Său. I-a cunoscut gândirea, simțirea, menirea și a ascultat copilul, ceea ce este un lucru foarte greu de realizat în lumea noastră. Să ne cunoaștem copiii din toate punctele de vedere, astfel încât să conlucrăm cu ei. Astfel încât și ei să ajungă să asculte de noi. Întâi, ascultându-i noi pe ei. Cum poate să asculte un părinte, un copil? A spune eu, atunci când mama poartă în pântece pe copil, cum îl ascultă? Și dacă are această realitate în vedere, învață și atunci când vine în lume să-l asculte, să-i asculte inima, să-i înțeleagă gândirea, să-i înțeleagă menirea, adică rostul pentru care Dumnezeu l-a adus din neființă la ființă. Nici nu puteam vorbi decât despre Maica Domnului astăzi. Și nu doar că este sărbătoarea ei și praznicul ei. Și nu doar că ne aflăm în Catedrala Adormirea Maicii Domnului. Și nu doar că avem la suflet Mănăstirea Nicula, unde Maica Domnului și-a găsit odihnă.
ci pentru că eu sunt sigur că Maica Domnului face parte din viața voastră și că va face pe mai departe și că ea va fi un reper și că ea vă va învăța să vă ascultați unul pe celălalt, să vă simțiți inima, să vă întâlniți în același gând și să fiți în aceeași lucrare, pentru că noi oamenii care trăim într-o lume căzută știm că aceste trei valențe s-au despărțit atunci când Adam a păcătuit. Rațiunea, voința și sentimentul s-au dezbinat și noi căutăm să le punem în armonie, dar nu se poate decât cu ajutorul lui Dumnezeu și iată că avem și un mijlocitor, pe cineva care ne poate ajuta, și anume Maica Domnului. Să simțim, să gândim, să lucrăm la unison, dar să simțim, să gândim și să lucrăm și împreună. Lucru greu de realizat, pentru că noi oamenii, ziceam, care trăim într-o lume căzută, una gândim, alta zicem și alta facem. Ori noi ne-a rugat să deveniți una și această unitate înseamnă și gândire, și simțire, și lucrare. S-ar putea spune multe și mulți ar putea spune și știți foarte multe lucruri. Nu este momentul acum. Însă am credința că veți căuta și veți afla. Veți bate și vi se va deschide. Însă este și un moment pe care noi l-am dorit și pe care îl trăim aparte. Sentimentele noastre le cunoașteți. Nu trebuie mărturisite, pentru că ele sunt precum, se spune într-un cântec, lumesc, dar care are greutate duhovnicească, mai presus de măriri, de căderi, de cuvânt. Așadar, Mihai și Sorin, noi toți vă prețuim și vă iubim. Pe voi, familiile din care vă trageți și toată familia mare duhovnicească în care vă aflați. Personal îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru că v-am cunoscut și mi-a dat șansa și să mă implic în viața voastră duhovnicească. Dar suntem recunoscători cu toți pentru că ați și slujit biserica noastră cu timp și fără timp. Ceea ce cred că o veți face și de acum înainte, pentru că v-am îndatorat pe viață. Felicităm pe cei doi nași care s-au responsabilizat astăzi și nu cred că la întâmplare, cred eu că lucrurile au conținut și că lucrarea aceasta va merge mai departe într-o continuă dinamică. Îi felicit și pe părinți. Acum îi cunosc mai puțin pe părinții Sorinei, dar îi cunosc mai bine pe părinții lui Mihai. Și în special pe doamna Maria, care este în sărbătoare, își însoară al treilea fecior. Mă bucur și de Marian din tot sufletul, mă bucur și de Aurel din tot sufletul și să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim asemenea momente de asemenea intensitate cât mai des posibil și să rămânem aproape și la bucurie și la întristare. Pentru că lacrimile sunt valabile și la una și la alta. Amin. Mările Tatălui, Fiului și Sfântului.